facem cu el, care trebuie să fie pașii concreți, cei mai importanți de a face unificarea între aceste două state. Pas cu pas. Unirea nu va fi un act care se va întâmpla pe data cutare, la ora cutare. Unirea este un proces de durată. Acest proces poate fi accelerat de un război cum este astăzi în Ucraina, că altfel nu mai terminau noștri gazoductul și nu mai anunțau că dau în exploatare și nu mai apărea necesitatea de interconectare energetică. Sau poate fi tot în baza unor necesități, că uite, azi s-a scumpit gaz de Rusia și haide, noi să căutăm gaz ieftin și dacă găsești gaz mai ieftin în altă parte, atunci apare necesitatea construcției acestei conducte, finalizării și adoptării anumitor legi care țin de distribuția gazului în Republica Moldova, că acum doar Moldova Gaz are dreptul ăsta. Trebuie adoptat pachetul 3 energetic și multe alte chestii. Interconectarea energetică, curentul electric, care îl primim și tot noi ne fățâim de mult timp să facem acest lucru și abia acum se pare că se ajunge la o finalitate. Interconectarea infrastructurii, poduri peste Prut, șosele, autostrăzi, noi trebuie să ne integrăm economic în România, iar nu este corect să ne unim cu România, dar corect, din punctul meu de vedere, este să readucem România acasă. Basarabia n-a plecat nicăieri. România a plecat din Basarabia. S-a retras și a plecat. Și acum trebuie să readucem România înapoi, acasă. România trebuie să înlocuiască aici companiile rusești, să înlocuiască capitalul rusesc. România trebuie să participe la licitații, să facă investiții în economie, să creeze locuri de muncă. A investit foarte mult în bibliotecile din Republica Moldova. Dar moldoveanul nostru care lucrează în Rusia și a pierdut locul de muncă, sau în Chișinău, în Moldova și a pierdut locul de muncă, el nu merge la bibliotecă. Chiar dacă ați construit bibliotecile, să plouă cu cărți de sus până jos, el nu merge la bibliotecă, el caută un loc de muncă. Și cine îi oferă acest loc de muncă? Investitorii ruși în Moldova? Sau lasă familia și pleacă la lucruri în Italia? România trebuie să creeze locuri de muncă în Republica Moldova. Ca moldoveanul nostru să spună, eu am alternativă. Mie România îmi dă un salariu, îmi dă un loc de muncă bine plătit și eu am privilegii. România astăzi ne ajută cu burse, ne ajută cu bani, ne ajută cu păcuri, ne ajută cu tot ce vrea mușchiul Guvernului Republicii Moldova, dar România nu pune anumite condiții. Trebuie să faceți reformele astea, trebuie să faceți asta, trebuie să faceți asta, să anulați pentru companiile de România anumite interdicții, trebuie să creați privilegii pentru companiile de România să vină. Asociația Investitorilor Români, care reprezintă 54% din investițiile în Republica Moldova, de fapt nu a fost inclusă în cadrul Moldova Business Week 2022. Ești normal. Și de la altceva nu te poți aștepta de la... Credeți că a fost o... Eu cred că a fost intenționat. Intenționat. Și care la fel cum a fost licitația asta la termoelectrica, când s-a dat de două ori la rând, câștig de cazul unei companii de Rusia. La fel a fost intenționat, este părerea mea, nu poate să mi-o schimbe nimeni. Și cine credeți dumneavoastră că în cadrul acestei guvernări ar fi interesat să marginalizeze România din procesele de interconectare economică? Hai să spunem. În primul rând, sunt anumiți consilieri din Germania care dau sfaturi idiote conducerii de Republicii Moldova. Germania este unica țară din Europa care a sprijinit federalizarea Republicii Moldova și întotdeauna a fost de partea Rusiei atunci când a venit vorba de problemele Republicii Moldova. Germania și astăzi face probleme și nu refuză să dea ajutor militar Ucrainei. Dar Merkel cu Putin au negociat acordarea unui statut special Transnistriei. În acordurile internaționale, în documentele internaționale, nu există nicăieri noțiunea de statut special. Nu există. Un statut special pe care nu mai ia cu Putin, nu știu ce înseamnă statutul ăsta pentru... La fel, Germania a fost cu Minsk 1 și Minsk 2, au insistat să federalizeze Ucraina, să cedeze mult. Și eu cred că sunt mulți în Germania care n-au nicio dorință ca România să devină un stat mai mare. Mai influent în Balcani. Mai influent în Balcani și nu numai în Balcani. Ce contextul în care, pentru unificarea pe care noastră o vedeți prin interconectarea economică cu România,
Practic avem un sabotaj voit sau mai puțin voit, nu știm exact, din partea unor anumitor persoane sau anumitor structuri din cadrul statului Republica Moldova față de investițiile românești, față de capitalul românesc Republica Moldova, care de fapt și ajută la bunăstarea Republicii Moldova a cetățenilor săi. Eu nu-i cunosc personal, dar haideți să ne întoarcem un pic în istorie și să ne aducem aminte de ONG-urile de Republica Moldova care au fost finanțate și de Germania și au pus scopul crearea societății Națiunii Civice Moldovenești. Ăștia n-au nicio simpatie față de România. În acest context vreau să vă aduc aminte cum Victor Chiril, actualul ambasador Republicii Moldova în România, a condamnat acest experiment și a demonstrat că, de fapt, Națiunea Civică Moldovenească nu poate să funcționeze în Republica Moldova, întrucât este o ascendență continuă a cetățenilor care, în Republica Moldova, care încep să identifice sau se identifică cu Națiunea Română. Deci, de fapt, menționează Victor Chirilă, noi ar trebui să lucrăm pentru aducerea la cunoștința tuturor cetățenilor de apartenență lor națională, nu invers, creind din unioniști sau din Națiunea Românească o Națiune Civică Moldovenească. Oricât s-ar strădui ăștia de la Națiunea Civică Moldovenească să îndrepte gheburile la cămilă, oricum cămilă rămâne, nu poate să facă din ea nici vacă, nici cal, nici măgar. Ghebul la cămilă nu-l poți îndrepta. Asta este și ăștia cu Națiunea Civică Moldovenească, inclusiv sprijiniți de Marco Crăciuc și de alții de pe aici, aventurieri care au vrut să creeze o națiune nouă. N-a putut Uniunea Sovietică, care era mult mai puternic, să creeze omul nou sovietic. Au încercat ei să o facă pentru... Asta a fost dorința Germaniei și dorința Rusiei. PAS nu este unionist. PAS nu este unionist, dar are... sunt mulți unioniști care au votat pentru PAS și eu sunt sigur că în PAS sunt foarte mulți unioniști. Republica Moldova trebuie să decide dacă se integrează în Europa prin unirea cu România sau se integrează în Uniunea Europeană prin aderarea la Uniunea Europeană ca stat independent. Noi acum am fost recunoscuți candidați la aderare. 65-70% se datorează Ucrainei. Nu este meritul nostru, degeaba spun unii că e meritul Maia Sandu, ea a făcut ceea ce a promis și noi nu putem să avem pretenții față de ea. Dacă nu era conflictul de Ucraina și dacă nu era rezistența Ucrainei, noi nu, sub nicio formă, nu eram, ni se dădea acest statut. Noi am fost luați la pachet, Ucraina. Ucraina își va rezolva problemele, fiindcă este o țară puternică și este o țară care va reuși, cu sprijinul comunității internaționale, să învingă Rusia. Își va rezolva și problemele teritoriale și este cea mai puternică, practic, armată din Europa și cea mai capacitatea de luptă a armatei ucrainene le depășește pe toate din Europa. Noi, în Moldova, avem mai multe probleme locale. Una din ele este Transnistria. A doua este Găgăuzia, care nu vrea aderare și este cu Rusia. A treia este îmbătrânirea populației. Migrația masivă. Migrația masivă. Patru este lipsa locurilor de muncă. Cinci este mentalitatea noastră de cerșător, fiindcă noi tot timpul cerșim la europeni, ne-am calificată de asta. Noi suntem cerșători de 5 stele, toți. Republica Moldova nu este capabilă să existe din punct de vedere economic decât dacă primește injecții masive. Moldova nu are nicio capacitate de a atrage investiții străine. Și noi vom merge pe acest parcurs, acest drum va fi, până vom ajunge la o răscruce în care Uniunea Europeană ne va spune întorceți-vă înapoi și luați-vă de la capăt, fiindcă n-ați făcut asta, 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 asta. Nu mai există acum pericolul rusesc, nu mai există alte probleme. Sau putem să o luăm în dreapta sau în stânga, să mergem în România, fiindcă partea juridică este rezolvată în România în 2018, Camera Unită a Parlamentelor, Ședința Unită a Camerei Deputaților și a Senatului a votat declarația din 27 martie în care statul român anunță că este gata oricând pentru unirea cu Republica Moldova și atunci când Republica Moldova va dori să facă acest lucru, noi suntem pregătiți. Toți politicienii la București menționează permanent că scopul
României este să ducă în Uniunea Europeană Republica Moldova, nu să facă Uniunea. Politicienii de la București repetă ce își spună din Uniunea Europeană. Credeți că o eventuală integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană ar face mai puțin posibilă unirea cu România? Atunci nu cred că va mai fi nevoie, că vor dispărea toate frontierele, nu va fi vamă, oamenii vor fi lideri, dar eu nu văd în următorii 20 de ani și această posibilitate. Totuși Scholz spune că vede Europa cu mai multe state. Scholz multe vede. El n-a văzut ce se întâmplă la dânsul în țară, când acum vreo 2 ani de zile i-a propus lui Trump 1 miliard de euro ca America să anuleze sancțiunile impuse pentru Nord Stream 2. Deci eu nu mi-aș pune mari speranțe în politicienii europeni care fac astăzi diferite declarații idiote, inclusiv și Macron, care a spus în 2019 că NATO este moarte clinică și care a zis că noi avem nevoie de o armată europeană. Condusă de Franța. Condusă de Franța. Noi aici trebuie să facem un pic diferențele. Franța are o armată formidabilă. Are militari foarte buni. Are pregătire militară foarte bună. Are tehnică militară foarte bună. Este o țară fantastică. În primele 10 țări ale lumii în care mulți ar dori să trăiască. Dar la aceste alegeri prezidențiale a ales dintre Le Pen, Marine Le Pen, care e o extremistă de dreapta cumpărată de ruși, și un infantil cum este Macron, care vorbea 100 de ore cu Putin și care are doar poziția anti-americană, atât. Și acum, de când nu mai vorbește Macron cu Putin, nu se mai aude nimic despre el. Deci singura soluție pentru Republica Moldova este unirea. Unica soluție care o vede toată lumea care gândește bine, este unirea. Și eu vreau să vă spun un lucru. Nu aduce anul, ci aduce ceasul. Deci așteptăm ceasul. Noi lucrăm pentru acest ceas.